Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În următoarea săptămână a lunii martie, se preconizează schimbări semnificative. În primul rând, soarele va părăsi semnul peștilor și va intra în semnul berbecului, iar în al doilea rând, Marte va trece în semnul peștilor. Aceste mișcări astrale opuse vor genera o instabilitate pentru mulți nativi ai zodiacului, cu un impact mai pronunțat asupra peștilor și berbecilor. Semnul peștilor nu se îmbină bine cu energia activă și combativă a lui Marte în acest context, ceea ce îi poate determina pe nativii acestui semn să se confrunte cu provocări legate de adaptare și acceptare. Berbecilor li se recomandă să evite comportamentele impulsive și să adopte o abordare mai echilibrată, evitând forțarea lucrurilor și acționând într-un mod mai relaxat și deschis. În ceea ce privește aspectul romantic, peștii pot simți o creștere a energiei și a activității, însă acestea ar putea fi mai bine canalizate în sfera relațională, unde pot apărea discuții și clarificări importante. De asemenea, este posibil ca unele dintre aceste aspecte să fie autoinduse, deoarece tendința nativilor pești de a amâna deciziile și de a evita confruntările poate duce la conflicte nerezolvate. Sextilul armonios dintre Soare și Pluto în mijlocul săptămânii promite schimbări pozitive în viața personală și familială pentru mulți, însă inițierea acestor schimbări poate fi inițial percepută ca fiind de dificilă. Totuși, rezultatele finale vor aduce beneficii semnificative tuturor celor implicați. Este un moment favorabil pentru începerea proiectelor de construcție sau reparații și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. În ceea ce privește sănătatea, această perioadă poate fi ambivalentă, încurajând un stil de viață sănătos pentru unii, în timp ce alții ar putea fi susceptibili la efectele negative ale unui stil de viață nesănătos. Pentru cei implicați în afaceri, mijlocul săptămânii va aduce oportunități de rezolvare a problemelor complexe legate de aspecte financiare și administrative. Interacțiunea cu partenerii de afaceri va fi deosebită de productivă pentru Scorpion și Lei, care pot găsi soluții eficiente pentru provocările întâmpinate. În acest timp, Scorpionii ar putea observa îmbunătățiri financiare și avansări, în timp ce Lei pot câștiga popularitate și recunoaștere în domeniul lor de activitate. La sfârșitul săptămânii, aspectul armonios dintre Venus și Jupiter va aduce beneficii materiale și financiare pentru Săgetător, Balanță, Taur, Rac și Pești. Preferințele de cheltuire a banilor pot varia între Pești și Săgetător, care ar putea prefera achiziții tangibile, și Balanță, Rac și Taur, care ar putea opta pentru economisirea resurselor pentru viitor. Vărsătorii și Gemenii își pot extinde rețelele de contacte, în timp ce Fecioarele și Capricornii se vor concentra asupra relațiilor familiale și personale. Lei ar putea avea ocazia să-și pună în valoare talentele în fața unui public receptiv, în timp ce Scorpionii ar putea vedea împlinirea unor aspirații de lungă durată. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!